Iată-ne din nou prezenți pe calea undelor în timpuri și vremuri e triste, triste pentru toată lumea. Insist cu ideea că totuși războiul este un loc în care tinerii care nu se cunosc și nu se urăsc se ucid datorită deciziilor unor bătrâni care se cunosc, se urăsc, dar nu se ucid. În timp ce cizma comunismului cu față umană este promovat de tineri studenți îndocrinați în cu noua ordine sau noua resetare a ordinii mondiale, în timp ce inteligența artificială îl face pe cel mai deștept robot să declare că el, vezi mă doamne, robotul, uh, n-a fost creat, ci a evoluat dintr-o jucărie de gen Soldatul Universal sau, dacă vreți, dintr-o Daci 1100, în timp ce lumea moare și națiunile fierb, în timp ce sângele vinovat se varsă fără prea multă durere și părere de rău, în timp ce mai este o lună până la declararea oficială a incapacității de plata guvernului american, devenind astfel neoperațional, săptămâna aceasta s-a întâmplat ceva fără precedent în istoria poporului celei mai mari națiuni. În timp ce liberalii ateo-comuniști bagiocureau obișnuitul și fragilul uh, partid republican și obtind printre buze, vezi mă, doamne, că republicanii se autodistrug prin autocanibalizare, nu? în jos uh, propriul speaker of the house în persoana domnului McCarthy. Când toate acestea se depâna un not firesc, ceva așa din senin, dacă vreți, se întâmplă în lumea aceea a neutrului politic din uh, Congresul American. Republicanii găsesc o cale comună de a vota un singur și același nume, Mike Johnson, care a fost ales Într-o manieră unanimă, ca Speaker of the House. Înainte de a analiza efectul acestui eveniment, aș vrea să evidențiez impactul unei astfel de alegeri și aș vrea să spun că poziția de Speaker of the House este a treia poziție de responsabilitate în Statele Unite, prieteni. Dacă președintele statului demisionează sau își pierde credibilitatea, datorită să zicem, încărcărilor, responsabilităților sale, sau este dovedit în că a fost parte în scandaluri de corupție sau trădare națională, subminarea intereselor statului pe care ar trebui să-l conducă, etc. Acesta ar trebui să fie înlocuit de altcineva, adeseori vicepreședintele în exercițiu, și dacă și acesta cade, eventual, din uh, cine îl înlocuiește pe președinte, este de fapt speaker of the house. Noua poziție de președinte va fi luată de a treia persoană în guvern. Aplicând asta la cea mai puternică și mai influență țară din lume, așa cum este, nu, Statele Unite, scenariul pare destul de puțin strălucitor, ca să nu zic mai mult. Numărul 1 se pare că are probleme de sănătate trupească și nu numai, în timp ce doamna vice apare și dispare din fața micilor ecrane, reamintindu-ne că este moștenirea unei gândiri, o pace, cu un limbaj de lemn, fără cap și fără coadă. Și iată-ne, dragii mei prieteni, că în contrast cu toate acestea, noul speaker of the house strălucește impunător, într-un caracter de o excelență morală deosebită, cu o gândire de avocat bine ordonată și ce să-ți vezi, o vorbire articulată cu flair religios. Acesta iese în primă instanță după ce a fost ales în fața națiunii și face o declarație vom renunța la toate ceremoniile și protocoalele obișnuite care urmează în mod tradițional unui nou ales în calitate de Speaker of the House deoarece nu avem timp pentru niciunul dintre aceste ceremonii. A spus domnul Johnson, interesele poporului american sunt prea urgente în acest moment. Este deja târziu. Criza este mare. Permitem mi țin, să comentez această declarație cu tot respectul, dar mi se pare că aceasta are o conotație și un impact religios. Primul lucru în vizor pe care domnia sa l-a prezentat a fost ratificarea unei rezoluții care să asigure Israelul de susținerea absolută și necondiționată a Statelor Unite în criza actuală. Această declarație mă împinge să răspund la o întrebare foarte, foarte Importantă. Care este secretul sau motivul simpatiei și susținerii Israelului de către Statele Unite într-o manieră necondiționată? Am putea eventual zâmbi amabil, nu? Dumneavoastră și noi toți din colțul gurii spunând de Liviu parcă chiar așa. Asta este o întrebare de copil, nu? Cine nu știe că simpatia Statelor Unite pentru poporul evreu se găsește în Scriptură? Rădăcinile comune, ale acceptării aceluiași Dumnezeu, o istorie comună până la Domnul Hristos, nu? Vechiul Testament, și iată cum aceste, practic, convinge religioase comune generează decizii politice, nu-i așa? Îndrăznesc să spun că, prieteni, e mai mult decât atât. În timp ce lumea arabă bate la porțile. Romei sau bătea la porțile Romei, puritanii și nu numai ei, toți ereticii bisericii romano-catolice încercau să-și scape viața să fugă de Inchiziție. În jurul anilor 1620, dacă nu mai bine, secolul 17, un grup de persecutați religioși pleacă, dragii mei, din Olanda spre o nouă lume. Deși America există datorită Inchiziției și cred că trebuie să o știe toată lumea, nu? Dacă formarea Americii Protestante punea bazele unei constituții care avea să devine ultimul și cel mai mare bastion al libertății umane dacă America protestantă avea în timpul lui Lincoln doar 7% cetățeni romano-catolici, iată că astăzi avem o nouă configurație socială în care fața protestantismului primar a părinților peregrini de abia că se mai vede în timp ce cultura și civilizației Romei s-a localizat, ca să nu spun cuibărit, la casa cea albă a bunăstării americane. Între persecutați și persecutorii în genere, nu a existat, dragii mei prieteni, nicio relație sau o relație, să zici, extraordinară de încredere. Deci compatibilitatea între protestanți și inchizitori pe vremea lui Lincoln era destul de proeminentă. Iată că există un concept teologic care călăuzește lumea pe o pistă greșită și acesta este substanța aceasta este sămânța care produce această relație, această simbioză între protestantismul american și Israel. Și anume, este vorba de o convingere teologică care poate fi fatală celor care o cred. Contextul, istoric este simplu. Protestanții credeau pe vremuri că papalitatea, ca sistem, era anticristul specificat, care după Daniel 7 cu 25 spunea că sistemul va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, adică printr-o traducere, ca să definim termenul de hulă, însemnând, unul, în primul rând, să te dai Dumnezeu că nu ești și, doi, în consecință, să-ți arogi autoritatea de a ierta păcatele oamenilor ca și Dumnezeu, nu? Ceea ce se practică și astăzi în confesionalul bisericii, în momentele în care preotul spune ego te absolvo, eu îți iert păcatele. O autoritate pe care o are Dumnezeu singur, nu? Protestanții credeau pe vremea aceea, de asemenea, că sistemul papal cade sub incidența declarațiilor scripturii care se găsesc și și-au contextul în Declarații extraordinare, ca din Daniel, capitolul 7, versetul 25, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Iar acest fapt este confirmat și recunoscut de Roman în contextul în care documentele evidențiază absența poruncii a doua în catechismul catolic și înlocuirea poruncii a patra cu o altă versiune, ca la urmă, porunca a zecea. Este divizată în două pentru ca numărul de 10 să fie păstrat. Protestanții, mai degrabă, credeau pe vremea aceea că persecuția romano-catolică din Evul Mediu era confirmată de scriptură și în declarațiile: și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și jumătate de vreme. Totodată, Spune că protestanții credeau că a doua epistolă a Tesalonicenilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 4, care spune că nimeni să nu vă abăgească în vreun chip căci nu va veni înainte de lepădarea de credință, adică Hristos nu va veni înainte de lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii și fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Iată că aceasta aplicație sau această declarație a Apostolului Pavel era crezută și percepută de către protestanți. Protestanții credeau că ce spune Domnul Isus și ce spune Apostolul Pavel este adevărat. Totodată protestanții mai credeau că declarația Domnului Hristos din Ioan, capitolul 5, cu versetul 47, care atenționa creștinătatea cu privire la veacurile viitoare, în care un anticrist va veni în locul Domnului Hristos și va fi primit ca Mesia. Ce în Mântuitorul? Eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți, zic eu ca Mesia, că fusese primit ca profesori, ca vinde vindecători, învățători și așa mai departe. Dar niciodată Isus n-a fost recunoscut ca Mesia. Deci a fost primit într-o anume formă. E, aici el, Domnul Hristos spune, eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți ca Mesia, dar va veni un altul, adică în limba latină un alter Hristos, în numele lui însuși și pe acela îl veți primi. Lucru foarte adevărat când analizăm că papa este un alter Christos. Totodată protestanții credeau că sistemul papal va fi oprit doar de venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum confirma Daniel în capitolul 11, versetul 44 la 45, versetul 1, 2 și 3 din Daniel capitolul 12. Pe vremea aceea, Protestanții cunoșteau Scriptura și o citeau, dragii mei, zilnic și trăiau Scriptura zilnic. Pentru că toate aceste argumente nu puteau fi repudiate, Roma a abordat subiectul într-o manieră diferită, creând o diversiune. Care a fost aceea? A hotărât calea abordării teologice de gen pustie. Vă aduceți aminte de cele trei spitiri în care Domnul Hristos a fost pus în față în față cu aplicația eronată a cuvântului lui Dumnezeu în viața lui, care evident că a devenit o provocare, la care Mântuitorul a răspuns tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată că intrăm într-o eră, într-un stadiu, într-un moment din istoria lumii, în care, prieteni, cuvântul greșit aplicat al scripturii trebuie să fie contracarat cu cuvântul corect interpretat al scripturii, așa ca și în pustie. Cei care nu cunosc Biblia, cei care nu studiază Biblia zilnic, cu spiritul rugăciunii, al umilinței, a devoțiunii, să știți că vor avea mari probleme în criza teologică în care vom intra curând. E adevărat că există multă muzică în lumea creștină, există mult emoție, mult sentimentalism, multă pasiune pentru dragoste și iubire, ignorând în același timp sau pasând la o parte farfuria care nu ne place a doctrinelor cuvântului lui Dumnezeu. Nu există iubire fără o înțelegere corectă a cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei prieteni. De aceea vă îndemn pe toți să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că vom fi duși în pustie să răspundem aplicațiilor greșite și eronate, pervertite ale cuvântului Dumnezeu cu răspunsuri corecte, inteligente, inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum a răspuns Domnul Isus Hristos. Pentru că toate argumentele nu puteau fi repudiate, Roma, așa cum spuneam, a abordat subiectul într-o manieră diferită, într-o manieră diferită, creând o diversiune spirituală. Știți, când Luther a spus că dacă există vreun tron al diavolului, acesta este așezat în Roma, atunci s-a produs această noțiune contrareforma generată de ordinul iezuit care era soluția pentru infiltrarea noii erezii romane între protestanți. același ordin iezuit care este cea mai mare agenție de spionaj din lume, o armată de fapt de forță și de propagandă care conduce lumea în culise astăzi și care se va sfârși doar cu apariția Domnului Hristos, a început lucrarea aceasta de contrareformă. Contrareformă, din nefericire, prieteni, este un termen foarte necunoscut, nepublicat și nediscutat pe meridianele creștine, televiziunilor creștine de asemenea și chiar mai mulți teologi de astăzi și de ieri înțeleg și recunosc că majoritatea oamenilor nu cunosc termenul de contrareformă pentru că nu li s-a făcut cunoscut, iar acest fascicul de istorie este păstrat undeva la index. Contrareforma a fost inițiată de oponentul lui Luther, tot un preot, ca și el, ca și Luther. Acest Ignanciu de Loyola refula în ezoterism și meditație transcendentală, alunecând tot mai mult spre direcția omului îmbrăcat în negru. Luther și Ignanciu de Loyola au avut aceeași problemă. Care era ea? Au ales să gândească și să obțină mântuirea în mod diferit. În timp ce Loyola devenea tot mai atras de ideea omului care se salvează pe sine, prin sine și prin propriile fapte, Luther era atras tot mai mult de ideea că omul nu se poate salva pe sine și că aceasta este o imposibilitate. Omul singur este pierdut și că doar o putere exponențială din afara omului avea să-l salveze. Isus Hristos era soluția pentru Luther, în timp ce o meditație de gen yoga avea să devină soluția pentru Ignaciu de Loyola. De aici încolo începe contrareforma, împotriva la tot ce se știa pe vremea lui Luther, când în toată media de atunci, în ghilimele mele, funcționa un singur program de prezentare la televiziune, și anume Inchiziția. Aici avem harta celor 2300 de îșle și dimineți, dragii mei prieteni, cea mai lungă profeție din Scriptură. În această hartă care are punctul de plecare în Ezra, capitolul 7, 457, construirea Ierusalimului înainte de Hristos și care avea să se finalizeze undeva în 1844, toamna, octombrie 22, această profeție de 2300 seri și dimineți avea în conținutul ei o perioadă sensibilă, o perioadă de 1260 de zile, în cartea lui Daniel sau în cartea Apocalipsei sau aceeași echivalență a 1260 de zile, versiunea Apocalipsa 42 de luni sau versiunea lui Daniel o vreme și două vremi și jumătate de vreme care echivalau după principiul din uh, număr 14 și Ezechiel capitolul uh, 4 sau 6 de înșel, o zi profetică este un an literar. În această perioadă de timp, în 538 până în 1798, nu? reflexia celor 1260 de ani sau 42 de luni de persecuție sau o vreme două, și două vremi și jumătate, care este tot același lucru, se pare că în papalitatea și-a exercitat puterea de a extermina cât s-a putut din toți cei care citeau Scriptura și îl considerau pe Domnul Hristos ca de neînlocuit și indispensabil în conceptul creștinismului. În acest uh, timp de 1260 de ani, din 538 în 1798, în momente în care credincioșii credeau că Scriptura este și are o autoritate mai mare decât biserica și că în consecință persecuția papală nu era decât altceva decât furia unui sistem anticristic care dorește absolutul controlul absolut și total, în circumstanțe de genul acesta nu există și nu exista la vremea aceea nicio altă explicație decât că papalitatea se aplică, profeția cu privire la anticrist se aplică cu desăvârșire Romei papale. Sigur că istoricul iezuit Luis de Alcasar, care a trăit între anii 1554-1613, a scris o analiză de circa 900 de pagini sub numele de Investigație asupra înțelesului ascuns al Apocalipsei. În această disertație, dacă vreți, domnia sa se sus susține ideea că toată Apocalipsa se aplică primelor șase secole din istorie creștină în timpul Imperiului Roman. Primele capitole din Apocalipsa de la 1 la 11 descriu respingerea de către poporul evreu a Domnului Hristos și în consecință distrugerea Ierusalimului de către romani. Apocalipsa de la 12 la 19 se ocupă cu resturnarea Imperiului Roman care în viziunea istoriei cu ezuit uh, Arcaras Imperiul Roman reprezenta curva care călărește pe viare și convertirea Imperiului Roman la creștinism avându-l ca actor principal pe Constantin cel Mare sau Constantin I Apocalipsa capitolul 20 descrie persecuțiile inițiate de anticrist care este identificat cu Nero între anii 54 și 68, anos dominis, anii Domnului după Hristos, și judecata de apoi. Cam mai apoi, Alcaraz să încheie analiza sa în capitolul 21-22 cu o concluzie care m-a lăsat mască, dragii mei prieteni. O concluzie, zic eu, extrem de interesantă și anume triumful noului Ierusalim este de fapt triumful și romano-catolice asupra lumii întregi. Ierusalimul cel nou era de fapt înscăunarea papei ca domn al domnilor și autoritatea Romei era de fapt marea resetare a lumii după principii catolice. Nu mă surprinde această idee pentru că și evreii pe vremea Domnului Hristos doreau ca Ierusalimul să devină centrul internațional de religie, politică, economie, negoți, comerț și așa mai departe. Dacă Domnul Hristos s-ar fi lăsat influențat de ei, dragii mei prieteni, și ar fi acceptat să compromită valorile pentru care venise, Mântuitorul ar fi fost primit cu urale și cu multă propagandă și ar fi fost înscăunat imediat ca împărat al împăraților, cu condiția să-i Destabilizeze, să-i distrugă pe romani, iar vezi, măre doamne, Israelul să devină, împreună cu Ierusalimul, centrul de influență al lumii întregi. Aceasta nu contează că suntem romani, că suntem evrei, că suntem musulmani, că suntem protestanți, atâta vreme când natura firească trăiește în noi, avem aceleași văhniri, avem aceleași dorințe, aceleași aspirații nesfințite de a fi șefii lumii. Când însă omul lăuntric, omul. Pământesc, moare. Și noi dorim, tânjim după Domnul Hristos, nu mai dorim să fim nimic, nu ne mai trebuie nicio putere, ne trebuie doar un singur lucru, o putere care se cheamă caracter, caracterul Domnului Isus Hristos în viața noastră. Asta este după ceea ce tânjesc, dragi mei prieteni, caracterul lui Hristos este. Este cea mai mare putere pe care un om o poate primi fără să o merite pe care un om o poate primi fără să lupte pentru aceasta doar prin credință. Deci, această idee este numită preterism și așează anticristul înainte de apariția Bisericii Romano-Catolice, așa cum vedem în această hartă, înainte de 538. Acum însă mă reîntorc la elita celorlalți trei jezuiți care vorbesc total opus. Cei trei sunt Francisco Ribera, 1537-1591, care a fost un doctor iezuit în teologie, născut în Spania și el, care a început să scrie un comentariu lung în 1500 1585 cu privire la cartea Apocalipsei, Apocalipsa, intitulată In Sacrum Beati Ioanis Apostoli, Moare în 1591 pă la vârsta de 54 de ani și nu are timp sau nu mai este în stare să-și termine această lucrare de disertație cu privire la Cartea Apocalipsei. Ceea ce este interesant, dragii mei prieteni, în cardinalul Belarmin, unul dintre cei mai cunoscuți apologeți iezuiți, a publicat și el la rândul lui o lucrare între 1581-1593, care prelege cu polemice cu privire la punctele dis putate ale credinței creștine împotriva ereticilor din acest timp. După Belarmin urmează Manuel de la Consa, un iezuit din Chile, care a fost, a, atunci când a scris, a folosit pseudonimul Juan uh, Josafa Rabini Ben Ezra, undeva până în jurul anilor 1791. Toți aceștia au contestat versiunea biblică a declarațiilor din Numeri și Ezechiel un an profetic un an pentru fiecare zi profetică și au considerat că 1260 de zile sau 42 de luni sau, dacă vreți, o vreme, două vreme și jumătate de vreme, sunt de fapt ani literali și toți, aceștia, toți acești trei scriitori au catapultat profeția despre Anticrist undeva puțin înainte de sfârșitul lumii, adică înainte de devenirea Domnului Hristos, în mod diametral opus cu ceea ce susținuse celălalt jezuit, Alcaras, cam în aceeași vreme, și care susținute ideea aplicării profeției despre Anticrist nu în viitor, ci în primele secole ale Imperiului Roman. Această gândire se pare că l-a impresionat pe unul dintre cei mai extraordinari și motivați și carismatici, Edward uh, Irving. El a trăit 1792-1834, un prezbiterian scoțian și un vârf al mișcării carismatice, ca să spunem așa, și care, datorită acestei impresii care a avut-o cu privire la această la Conza, a tradus lucrarea din spaniolă în engleză, iar cartea a intitulat-o The Coming of Messiah in Glory and Majesty with a Preliminary Discourse, care era tradus venirea lui Mesia în glorie și maestate. Există o listă întreagă cu seminarii teologice, evanghelice și protestante în Statele Unite, care astăzi, din nefericire, promovează această învățătură a futurismului sau a aplicării profeției cu privire anticrist în viitor o învățătură care aparține și este creată integral de eminențele minților inteligenței iezuite și care impactează întregul spectru politic și geopolitic, dacă vreți, al lumii întregi. De aceea, republicanii creștini din Congresul American cred că acest Ierusalim pământesc va juca un rol definitiv în venirea anticristului, care pentru o perioadă de timp foarte bună va persecuta lumea făcând pe oamenii răi să se pocăiască. Aceste interpretări produse de Ribera, Belarmin și la Conza, stau la baza convingerii multor oameni bine intenționați din Congresul American, care cred cu convingere într-o doctrină care nu este a lor prieteni, nici a părinților lor, dar care fascinează prin descriere, transformă și care în realitate transformă Biblia într-un fel de science fiction, SF, de gen Apocalipsa 2024. Am, mi s-a dat să întâlnesc The Trail, acest scurt metraj al filmului Macedon 2024 sau Apocalipsa 2024. 24, cum vreți să-i spuneți, și am tra, luam, preluat transcriptul acestei, acestor declarații de scurt metraj care făceau reclamă la faptul că, mă rog, Apocalipsa 2024 este un lucru inevitabil. Ce spuneau ăștia în film? E o ficțiune, e un science fiction, e o minciună, dar totuși vedeți că se investesc miliarde de dolari în minciunile astea de la Hollywood, care până la urmă, ți spun înainte de a vedea filmul, băi, este o minciună, adică este un science fiction. Să spun frumos, este un science fiction. Ce este science fiction? Păi, o minciună. O minciună care uneori este împrobodită sau împachetată în aluatul adevărului, care este mult mai periculos. Ce spuneau ei în filmul acesta? Mă rog, mentorul anticrist care vine și face el tot ce trebuie pe pământul acesta ca să se simtă bine, spunea, ne aflăm în pragul Armagedonului. Boli care nu au leac, state fundamentaliste care au cerut distrugerea noastră. Vezi, măre, doamne, sunt puteri nucleare asupra cărora nu avem control și chiar dacă navigăm în aceste ape periculoase, ne confruntăm cu alte amenințări și mai inevitabile la nivel global. Încălzirea globală va topi calotele polare în decurs de 80 de ani, inundând 90% din toate zonele locuibile de pe pământ. Adică 90% din oameni care trăiesc pe pământ vor muri datorită inundațiilor. Păi, nu tocmai asta vreți? Aici este utopia sau paradoxul ă, acestui scenariu. Oamenii se contrazic pe ei însăși. Creșterea necontrolată a populației va depăși producția de alimente în mai puțin de 50 de ani, ducând la foame și război. Păi dacă vine potopul cu încălzirea calotelor și 90% din locuitori mor de nec, la ce vă mai puneți problema că se mănâncă prea mult pe pământul ăsta? Vedeți acest oximorom, acest scurt circuit al logicii logici sau gândirii acestor psihopați? Ducând finalmente la foamete și război Aceasta nu este o presupunere, este un fapt, spune în film Într-un fel sau altul lumea se apropie de sfârșit și întrebarea este cum se va termina Una dintre doamne care participa în cercul acesta sacru al mesei dreptunghiulare a acestui film Pune o întrebare, ce propui? Propun, spunea mentorul anticrist, propun, să punem capăt lumii în termenii noștri să creăm o apocalipsă orchestrată care va curăța pământul și populația lui, dar îi va lăsa infrastructura și resursele intacte. S-a mai făcut odată înainte, cu mare succes, spune anticristul, cei câțiva aleși vor călători într-o furtună și nu într-o corabie, ca și în Cartea Genezei, ci în siguranță în subteran, adică în buncăre. Iar când se va termina toată această apocalipsă orchestrată de noi, spune Dumnealui, vom și la suprafață, nu ca și oricei, ca și gândacii. Pe un pământ curățat, vezi măre, Doamne, pe care apoi noi îl vom reseta după propria noastră imagine. Fraților, e cea mai mare amăgire. Este un film SF și totuși eu mă întreb dacă este SF. Adică este o imagine despre viitor care e mai, mul mai mult, mai sau puțin reală sau probabilă, de ce să investesc atâția bani în niciun de genul acesta? Dar, dragii mei biede. Eu cred că realitatea bate filmul. Domnul Bill Gates uh, mai spune o străznaie în calitate de om de știință în ghilimele, că el nu plantează pomi, că nu ajută. Pomii sunt o problemă. Nu? Plantarea de pomi este o idee rea, spunea dumnealui, într-un interviu, într-un talk show din ăsta cu privire la încălzirea globală. Am mai trăit să o și pe asta, că pomii, plantarea de pomi este o idee rea, că afectează, vezi mare doamne, încălzirea globală. Șeful Departamentului de Apărare a Statelor Unite, Donald Rumsfeld, făcea o declarație la CNN, undeva cândva, înainte de căderea Geminilor, dragi și prieteni, precum că nu mai dau de urma a 2,3 trilioane de dolari. Spunea dumnealui acolo. Asta înainte de 9-11, cum se zice, sau căderea turnurilor, septembrie 11, când dolarul vă dați mai era dolar. Așa spunea și că, domnule, nu se găsesc 2,3 trilioane de dolari. Nu știm unde sunt, nu le dăm de capăt. Unde au dispărut? Bineînțeles că pentru a spăla imaginea, nu unei țări frumoase și minunate, o echipă de contabil și că s-ar fi apucat de treabă să lucreze la proiectul ăsta, să vadă unde s-au dus banii. Cine a furat 2,3 trilioane de dolari? Dar n-au apucat oamenii ăștia, mă rog să vadă cei care se ocupau contabil, experți în finanțe și așa mai departe, Dar au apucat să termine să descopere cine e hoțul. Pentru că destinul i-a surprins la locul nepotrivit în timpul nepotrivit. Erau, ce să vezi, echipa de experți care căutau cine a furat sau care este hoțul care a luat 2,3 trilioane. Din nefericire, dragii mei prieteni, această echipă de experți financiari au fost surprinși de destin, să zic așa, în locul nepotrivit, la locul nepotrivit, în timpul nepotrivit. Unul dintre oficiile care i-a găzduit era chiar într-unul din turnurile gemene, în care ei munceau chiar în timpul în care împăratul sudului a venit să atace clădirile. Au murit cu toții și nu s-a mai descoperit care a fost scoțul care mă rog, a deturnat de lapidat 2,3 trilioane de dolari. N-am crezut vreodată că o să ajung să vorbesc în parabole, dragii mei, de în capul vremea lui Pavel sau Domnului Hristos. Ce spunea șeful departamentului de apărare era următoarea declarație. Sunt lucruri care le cunoaștem și sunt lucruri care nu le cunoaștem. Sunt lucruri care știm, le știm și lucruri care nu le știm și sunt lucruri care nu le știm că nu le știm. Slavă Domnului că Apocalipsa, capitolul 9, versetul 11, ne spune cine a furat 2,3 trilioane de dolari. Aveau nu în fruntea lor pe Împăratul Adâncului, pe Îngerul Adâncului, care în Evreiește se chema Abadon și în Grecește Apolion. Parcă ar fi gemeni, ca și clădirile cele două, nu? Dar au lucrat să facă lucrarea aceasta rea împreună, Abadon și Apolion. Fie că era scris în evreiește, fie că era scris în grecește, dragii mei prieteni, grecii și evrei se unesc la rău pentru crucificarea Domnului Isus Hristos. Însă mă reîntorc la această teologie a răpirii bisericii și a anticristului supranatural care construiește templul încă o dată eu zic că este o eroare care va menține focul războiului aprins în Orientul Mijlociu. De aceea este foarte important să înțelegem că anumite greșeli de orientare religioasă sau de doctrină mențin astfel de tensiuni nenecesare. Dar oamenii sunt în stare să moară pentru convingeri religioase, dragii mei prieteni. Aici apare explicația deosebită: Împăratul Sudului va pierde lupta pentru că se bazează pe un profet care nu a făcut nicio profeție. Apocalipsa 17 spune că toți au același gând și dau puterile lor fiarei, ca după aceea să se zică că cei care i-au dat puterea se vor întoarce asupra acestei femei și o vor rupe în bucăți. Păi cum? Așa, conducătorii lumii dau puterea, dau inima lor, dau încrederea lor oarbă în promisiunile Vaticanului ca mai apoi să se descopere că sunt dezamăgiți și în ultima luptă împotriva celor care îi putea salva Domnul Hristos, descopere că sunt pierduți, au luptat împotriva celor care, celui care le-a vrut binele. Prea târziu, conducătorii lumii și aceste națiuni, aceste zece coane, aceste zece putere occidentale ale Europei vor descoperi ei ca împărații pământului că au fost înșelați de această entitate, de această femeie a Romei, prea târziu vor avea regrete, nu? vor fi tardive și aceasta îi va face să se întoarcă împotriva curvei, împotriva destrăbălatei, împotriva acestei biserici care a condus, a comis un adulter planetar. De aceea va fi și scaunul fiarei acoperit de întuneric în plaga 5 Apocalips, capitolul 16. Este o chestiune interesantă, nu? Împăratul Nordului și împăratul Surdului se luptă. Descrie și explicații care au fost date, într-adevăr, sau înregistrate pe paginile uh, scripturii, la capitolul 11, scrise de Daniel. Daniel, în contrast cu Mohamed, are o profeție despre războaiele sau ce se întâmplă acum pe pământ. Mohamed nu are o profeție cu privire la ce se întâmplă astăzi. De aceea, pentru că am de ales între Daniel, care este un profet cu profeții, și Mohamed, care este un profet fără profeții, evident că aleg profetul care are surse, profeție, și spune ceva care s-a împlinit și se va mai împlini. Tot respectul pentru profetul Daniel, nu? Și să citim de la versetul 44 al capitolului 11. Niște zvonuri venite de la Vesării și de la Miază Noapte îl vor înspăimânta, și atunci va porni cu mare mânie să prăpădească și să ne măcească măcea, cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt, apoi își va atinge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor Deci, escatologia biblică este următoarea, prietene. Se pare că Anticristul are și el fricile lui, în special când aude de zvonuri sau vești proaste. Știți, zvonul sau vestea care îl îngrozește pe Anticrist poate să fie o veste proastă pentru el dar veste bună în același timp pentru creștinii care îl așteaptă pe Domnul Hristos. Depinde care este reperul, depinde cine citește textul și care este sistemul de referință la care noi ne reperăm, nu? Vă aduceți aminte cum s-a manifestat Irod când i s-a adus zvonul? unde este împăratul cel nou născut al iudeilor, că am venit să-i vedem steaua din răsărit și am venit să ne închinăm lui. Aoleu! În momentul în care împăratul Irod a auzit această declarație, l-a apucat frica. În mintea lui Irod se petreceau multe. Mă rog, magii aveau de unde să știe. Și Irod se întreba pe sine însuși, care era împărat nelegitim pus de romani. Și cu mine cum rămâne? La mine nu vă închinați? Nu? Cam, asta, cam asta, astfel de gânduri treceau lui Rod în minte. Magii n-au zis nimic, au plecat pe alt drum și Rod a dat o în bară, ca să zice așa. Aștepta pe magi ca să vină să-i spune unde e împăratul cel nou născut, chipurile ca să meargă să se închine lui, ca să, cu gând să-l Însă magii au fost înștiințați de Dumnezeu, au plecat până în altă parte și Irod a rămas înspăimântat și datorită acestei frici necontrolate a pornit cu o mare mânie să nimicească cu desăvârșire pe mulți copii. Omorât în Ierusalim câți, am, câți copii a putut să omoare el de parte bărbătească, așa că se striga în Ierusalim, Rahela și plângea copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Știm istoria genocidului făcut de împăratul acesta. Problema este că Irod nu e musulman și toate lucrurile se încurcă aici, că noi, în teza generală, prezentăm ideea că doar un singur concept religios practică violență. Din nefericire, raportul biblic, care nu poate fi contestat de nimeni, arată că Irod nu era musulman, nu era nici creștin, nu era nici ateu, nici iudeu. Nu? Cumva arată foarte clar că anticristul își va rezolva toate treburile pentru puțină vreme. Acest Daniel, capitolul 11, versetul 44, se referă strict la apariția anticristului înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce am împărtășit cu dumneavoastră cu privire la Irod este doar un exemplu practic din lumea modernă, mondenă, din lumea istoriei, a ceea ce poate face un om care este speriat de moarte, îngrozit de o veste că s-a născut Mântuitorul. Această istorie se va repeta la sfârșitul veacului, s-a repetat în timpul erei papale când uh, papa era îngrozit de faptul că Domnul Hristos e singurul Dumnezeu și nu el. Nu? Așa ni se spune că acest anticrist care va avea o glorie momentară pentru puțină vreme, timp de uh, puțină vreme, își reglează conturile cu Orientul Mijlociu, adică mai pe șleau se își așează portul între Muntele Cel Sfânt și Mare, spune Scriptura. Aici avem de a face cu o interpretare dublă, aplicație geografică și aplicație politică și chiar spirituală. Nu așezarea portului înseamnă așezarea stăpânirii sau a centrului de comandă între Mare și Muntele cel Sfânt, care se mai poate înțelege ca fiind zona Locurilor Sfinte, Ierusalimul și așa mai departe. Și Marea fiind Marea Mediterană. Sau mai înseamnă altceva, că Marea înseamnă națiunii, popoare, limbi, așa cum spune Apocalipsa, capitolul 17, iar Muntele reprezintă autoritate, reprezintă control și așa mai departe. Pentru moment acest anticrist din Daniel, capitolul 11, are control și în timp ce persecută pe cei care aduc vestea bună, în timpul marii strigări, nu? creștinii spun, iată, mirele, vine ieșiți în întignare, vine Isus. în timp ce se hotărăște darea decretului de moarte, care stabilește destinul rămăsicei Domnului Hristos, care este împotriva conceptului acesta Mondial al Anticristului, se pare că dintr-o dată, pe neașteptate, ca un hoț, așa cum spune Biblia, în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 17, se ridică cine credeți? Cel de care se temea irod de moarte, cel de care se temea anticristul de moarte și care generează persecuția aceasta. Și atunci se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul poporului său. Iată ce spune Scriptura în versetul Daniel capitolul 12, versetul 1 la 3. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său, căci acesta va fi o Vreme de strâmtorare cum n-a mai fost decât să neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Vedeți dumneavoastră, în vremea aceasta, adică în care vreme? Exact în vremea în care anticristul, datorită fricii pe care o are... O fică generată de vestea poporului Dumnezeu că Isus vine în curând, această veste îl provoacă la o persecuție teribilă, și în timp ce El persecută pe creștini și își așează cortul sau autoritatea între mare și munte, adică autoritatea absolută, globală, în momentele alea, ca un coț, în acord cu Apocalipsă, capitolul 16, versetul 17, Isus vine marele voivod care va ocroti pe poporul său exact în timpul persecuției. Apariția sau prezența Domnului Hristos va produce inevitabil sfârșitul despre care Daniel și chiar a doua tesalonice, în capitolul 2, versetul 5, Apostolul Pavel spune, îi va veni sfârșitul și nimeni nu îi va veni în ajutor, în corelație cu declarația din Daniel, capitolul 11. Apocalipsa a doua tesalonice, în capitolul 2, spune, și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Hristos îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea veninii sale. În același timp, bineînțeles, Daniel confirmă și el, apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. De ce nu va fi nimeni să vină în ajutorul Romei? Pentru că lumea întreagă va fi paralizată de prezența minunată a Domnului Hristos care se va vedea pe fiepamentul cerului. Știți ca și Napoleon când spunea și el în ultimile cuvinte, zice... Astăzi milioane de oameni sunt gata să moară pentru Hristos și eu zic în ghile mele, pentru Napoleon, câți soldați vor mai fi în stare să moară? Prieteni, Mohamed a murit. Dacă întrebăm astăzi, Mohamed, unde ești? Farisei și cărturari, unde sunteți? Iată-l pe gloriosul miel al lui Dumnezeu care vine să răscumpere pe oameni. Biblia spune în Apocalipsa, capitolul 16, că al șaptelea a vărsat potirul său în văzduc și din templu și din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Aceeași voce care s-a auzit pe cruce strigând s-a isprăvit, prieten, este aceeași voce care se aude în templu și care spune din nou s-a isprăvit. Domnul Iisus Hristos anunță încheierea Harului și terminarea domniei păcatului. Și au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum de când este omul pe pământ a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei și de cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele, sau dacă vreți insule, au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare a cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Ma, reîntorcându mă, reîntorcându-mă la ideea aceasta, toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Apocalipsi 17 cu 13. Apoi, în Versetul 16, Apocalipse 17 cu 16, se spune că cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor râpe curvă, o vor pusti și o vor lăsa în oală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde în foc. Cum adică, întâi îi dai puterea și apoi o tai în bucăți? De ce trădarea încrederii teribile dezamăgește? Va fi prea târziu pentru regrete? Va fi prea târziu ca să mai poți să schimbi ceva? conducătorii lumii, oamenii care s-au încrezut în papalitate, vor vedea că veșnicia a fost pierdută și este ceva prea scump, poate, pentru a fi recuperat. În Amos, capitolul 8, cu versetul 9, ni se redă câte ceva despre acel mare cutremur de pământ care va fi generat la venirea Domnului Isus Hristos. Spune că soarele va apare la miezul nopții și uh, întunericul va apare la miezul zilei natura își va ieși din făgaș, râurile își vor schimba cursul, insulele nu se vor mai regăsi, orașe port care au devenit centre ale vicilor și moralității vor dispărea. Întreaga geografie a planetei Pământ va fi schimbată de nerecunoscut. Plaga a șaptea este momentul în care cerul se desparte ca o carte și arată venirea Domnului Hristos. Prieteni, și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care fuse, făcuse înainte a ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiare și închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia, adică fiara și prorocul mincinos, au fost aruncați în iazul de foc care arde cu pucioasă, spune Apocalipsa, capitolul 19, versetul 20. Bogătașii lumii care visează să nu mai planteze pom, care visează să nu ne mai lase să respirăm pentru că consumăm carbon, Domnul Hristos are o pedeapsă și pentru ei. Iată că plata lucrătorului care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigăle secet, și strigătele săceretorilor au ajuns la urechile Domnului știi, Ați trăit pe pământ în plăceri și desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați o sândit și omorât pe cel neprihănit care nu se împrotrivea. Ascultați acum voi bogaților Plângeți-vă și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bocățile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră că focul are să vă mănânce carnea. Cred că filmul din 2024 Anticrist cu privire la depopularea planetei etc. Va, va fi un film care va păli față de realitatea revenirii Domnului Hristos. Într-adevăr, vor fi zile pe care unii le vor regreta să le vadă față în față, vor fi zile în care oamenii vor fi fericiți prin excelență că îl văd pe cel pe care l-au iubit toată ziua, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare an. Vin zile, prieteni, în care eu cred că Dumnezeu ne va întări și ne va da putere să trăim. Este rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să medităm la toate aceste elemente din Scriptură care ne arată să înțelegem că Domnul Iisus Hristos vine în curând. Mi-e dor de Mântuitorul, vreau să-L întâlnesc. El este cu adevărat Marele Domn al Domnilor, este stăpân al, și Domn al inimii mele și probabil că și al inimilor dumneavoastră și doresc de toată inima mea să-L întâlnesc ca și dumneavoastră. Plaga șaptea, venirea Domnului Hristos, este instanța care va distruge pe cei care astăzi fac regulile jocului pe întreaga planetă. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că trăim o mare decepție în toată această penurie de realitate, în contextul unui război care deja se intensifică și probabil că mai devreme sau mai târziu va putea atinge uh, conotații uh, uh, planetare. Sunt convins că America, o America care a fost și frumoasă, nu cândva, o America care împărțea Biblia tuturor oamenilor pe vremuri, este o țară care. Astăzi și-a pierdut identitatea și care mai devreme sau mai târziu, de fapt, se va scufunda în aceeași miserie alături de toate planetele, alături de toate uh, națiunile. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne pregătească pentru iureșul vrenii care va veni peste noi și să ne ajute și să ne învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din cura lui Dumnezeu. Doamne Isuse, îți mulțumim pentru revelația cuvântului tău, îți mulțumim pentru profetul cu profeție, îți mulțumim pentru cuvântul tău, pentru Biblie, pentru această... Um, creația frumuseții cuvântului tău în mod nealterat. Ajută-ne să citim cu rugăciune, cu lacrimi, cu post, cu smerenie, cuvântul care nu ne aparține, ca să ne poți ridica la nivelul înțelepciunii acestei cărți, care este Cartea lui Dumnezeu și a cărui autor ești tu, Doamne Iisuse. Știm că fără tine noi nu putem să pricepem aceste adevăruri esențiale, profunde, adânci. Știm că fără tine, Doamne Iisuse, nu putem înțelege nimic, ci doar devenim mai încurcați ca înainte. Dar prin harul și primila ta, prin prezența ta, prin minunata ta părtășie a vietorului Duhul tău sfânt pe care l-ai promis, vom putea înțelege cuvântul tău. Pentru toate îți mulțumim, binecuvântează toate sufletele sincere la răspântie de drumuri, oameni care tremură, cei care sunt în prag de divorț, copii fără părinți, care se roagă pentru întoarcerea părinților la ei acasă, ne rugăm pentru budicii care astăzi au grijă de copii, în timp ce părinții merg să facă bomba în greu în alte țări. Doamne, ajută frământările celor care mor în Orientul Mijlociu, și de o parte și de alta, și fănește și pe noi, cei care asistăm neputincioși la aceste situații, să ne rugăm și să-i purtăm în inimile noastre pe aceia care suferă, plâng, deznădăjduiți, fără să vadă lumina de la capătul tunelului. În numele lui Isus scurtează suferința planetei, vino, Doamne Iisuse, și ajută-ne și pe noi să fim parte din soluție și nu din problemă, să fim gata atunci când Tu vei veni și să putem striga alături de toți ceilalți mântuiți cu un glas, un strigă de bucurie, Iată, Iisus, acela în care ne-am încrezut, Dumnezeul mântuirii noastre, Domnul și Dumnezeul tuturor veacurilor. În numele Lui Iisus îți mulțumim, Tată Ceresc. Amin.